Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru jumătatea lunii august, 15 august, 31 august. Evident că se poate continua până în septembrie, dar pentru că etalările nu sunt chiar atât de fixe, dar, în fine, încercăm să o încadrăm într-un spațiu 3D. Cred că unii dintre voi simțiți nevoia să vorbiți. Cărțile cel puțin așa arată. Tot sar, tot încearcă să transmită niște mesaje. Înainte să încep etalarea propriu-zisă, vreau să vă transmit aceste scurte mesaje care pentru unii să fie doar acestea. Restul rămâne de văzut dacă vor rezona cu voi. Însă, în primul și în primul rând, a vrut să se arate asul de monede și op de monede. Vrei să munciți într-o nouă direcție, într-un nou job, da? Pentru un nou proiect, eventual, vreți să munciți într-o relație, să aveți un nou start, da? O nouă etapă sau chiar pentru unii un nou personaj pentru care să munciți, dar să fiți conștienți că această relație, această investiție emoțională, fizică, financiară, vă duce către o relație stabilă. Nu este as de cupe, nu este as de bâte, da? Este as de monede. Vreți o relație de lungă durată, unii, dacă vorbim de relații. Evident că se poate raporta și la job, vreți un job în care să munciți și 8 cu 1, 9 să vă aducă independența această muncă, nu să vă țină tot timpul într-o stare de sclav. Da. În timp ce am amestecat cărțile, ce am văzut 10 de spade și eremitul. Unii dintre voi vreți să încheiați un ciclu de dureri, de probleme, de blocaje mentale, de suferințe, de discuții negative, de cuvinte care n-ar fi trebuit spuse, cuvinte care dor. Vreți să încheiați acest ciclu. Că acest ciclu s-a manifestat în viața voastră personală, profesională, cu prietenii, cu familia, cu iubitul, iubita, variază. E un ciclu pe care vrei să-l încheiați. N-am investigat mai mult, doar am văzut cărțile, da, în momentul în care am separat. Și apoi am văzut eremitul. Vrei să înțelegeți în acest întuneric, mental, spiritual, să faceți lumină, să înțelegeți lucrurile, să înțelegeți lecția spirituală. Eventual, după acest ciclu, înțelegeți că trebuie să vă vindecați, că eremitul se vindecă. E o vindecare internă, foarte profundă. Și vindecare apare și aici. Vreți să înțelegeți lucrurile. De ce a trebuit să experimentați niște situații neplăcute ca să nu le mai experimentați? Și e bine, foarte bine. Ce a vrut să se arate? Moartea și patru de spade. Vă vindecați după o trădare, după o dezamăgire, cel puțin una. Da? După cuvinte, după cum am spus mai devreme, după cuvinte grele. Luați timp să vă gândiți, să meditați. Unii dintre voi chiar vă conectați la spiritualitate și bine ar fi cât mai mulți. Pentru că este foarte importantă această transformare. Nu mai vreți lecții pe jumătate învățate. Vreți lecțiile învățate în totalitate ca să vă puteți transforma și să vă transformați viața. Aveți două cărți care arată transformare. 8 este casa 8-a scorpionului, aici iar un scorpion. Dar nu vorbim acum de zodii, vorbim de ce reprezintă această carte. Reprezintă transformare radicală. Că e la nivel financiar, casa 8-a reprezintă casa banilor, a taxelor, a sexului, a căsătoriei, ce se întâmplă după semnarea contractului, căsătoriei sau jobului respectiv, da? Ce se întâmplă după ce semnați contractul? Balanță, Libra, casa 7, da? Cât vă mai păstrați din esența voastră, din independența voastră, pentru că într-o relație de orice fel ar fi profesională, sentimentală, nu mai suntem singuri, trebuie să împărtășim. Și aici este transformarea, da? Acum, haideți să vedem. Da, ia uite, interesant, s-a oprit la judecată. Vreți să judecați, vreți să vă ascultați intuiția, mai ales dacă vreți să învățați lecția spirituală. Unii dintre voi, ia uite, patru de bâte, doi de bâte. Zic că sunteți voi, vreți să transformați.
Vă transformați viața către stabilitate, 4, da? Relații stabile, dar trebuie să decideți între relațiile stabile sau relațiile toxice, apare diavolul, sau tentațiile, da? Oamenii care vă sporesc, care vă susțin pasiunile și lucrurile bune pe care vreți să le faceți în viață și oamenii care vă tentează. Și evident că diavolul acesta poate să țină și de job. Vă tentează cu diferite atracții. Bonusuri. Dar degeaba primiți bonusul dacă nu avansați în post. Da? Sau ce am mai văzut eu multe posturi. Vă dau așa un titlu. Manager de proiecte extra sezoniere. Evident că glumesc. Faptul că e manager acolo pe titlu sună bine, chiar dacă salariul este de simplu salariat. Acum, asta este diavolul la locul de muncă. Sau un salariu bun pentru un job care nu-l faceți cu pasiune. Sunt multe. Haideți să vedem. Berbeci. Berbeci într-o relație. 3 cărți. Evident că sunt generale. Trebuie să transmite mesaje pentru fiecare dintre voi. Berbeci. 1, 2 și 3. Arată-ne. 3 cărți pentru berbeci. Ok. O dată, de 2 ori, 3 ori. Hai să vedem ce a ieșit. Berbeci în relație. Eremitul. Regele de cupe. Și puterea. Acum, că voi vă considerați în relație, că poate nici nu sunteți, dar vreți relația, ideea este că nu vă mai simțiți singuri. Variază. În fine, în relație. 2 arcane majore și un rege. La mijloc. La mijloc este regele de cupe. Este dragoste, este nevoia de dragoste a voastră sau a cuiva. Dar aș vrea să citesc raportându-mă la voi. Este central această carte. Vă doriți dragoste, unii dintre voi. Acum, că încă sunteți în tăcere, că nu comunicați cu cineva, cu partenerul, cu partenera, că este o problemă care trebuie analizată, trebuie înțeleasă în profunzime. Am zis că a apărut eremitul, se pare că a apărut iar, da? Este opoziția pești-fecioară. Fecioara este în serviciu celor dragi și peștele este, dar sau și peștii, ca și casă vorbesc, nu ca personaje, da? Însă peștii sunt, oferă altfel de servicii, mult mai sensibile, nu atât de practice ca fecioara. Pește oferă spiritualitate, empatie, ca și casă, repet, nu musai ca zodii, pentru că pot să fie foarte diferiți fiecare din aceeași zodie, în funcție de harta voastră natală. Da? Este o tăcere într-o poveste de dragoste, într-o relație. Ei, și pentru că există această tăcere, în această poveste de dragoste, în această relație în care aveți emoții profunde, cel puțin unul, dar sunteți doi, eu zic că ați apucat să vă apropiați sufletele unul de celălalt, e o chestiune care trebuie înțeleasă, o lecție. Ei, din cauza acestei tăceri, acestei separări, acestei distanțări emoționale, eventual apare și puterea. Trebuie să vă abțineți, trebuie să vă controlați ego, trebuie să vă controlați focul. Este casa leului, da? Leu, acum, și fecioară. Posibil acest mesaj să se extindă și în zodia fecioare până prin septembrie, da? Trebuie să vă temperați ego-ul, natura, animăluțul din voi, că toți avem un animăluț, nu doar voi, da? Focul, nevoile fizice. Trebuie să vă temperați pentru că cineva nu se manifestă, să zicem, delicat, așa cum ați vrea. Și nu se manifestă pentru că trebuie înțeleasă o lecție. E interesant pentru că și aici apare o fecioară și aici este un eremit. Putea să fie bărbat, femeie, nu contează, da? Deci trebuie transformată această natură. Am zis că și voi vă transformați. Voi vă transformați, creșteți unii dintre voi, iar este 8. Da? Am mai văzut 13, casa 8-a a morții și învierii. Sunteți într-o transformare.
Pentru cei care sunteți la sfârșitul călătoriei spirituale, la sfârșitul călătoriei spirituale, dragii mei, mesajul este că la sfârșitul călătoriei veți descoperi câtă dragoste poate să zacă în voi, da? Chiar dacă sunteți berbeci, puteți fi foarte profunzi, foarte emoționali, la sfârșitul lecției. Asta este lumina pe care o veți descoperi. Ei, și asta vă va vindeca. Și veți reconstrui sau reabilita situația. Vorbesc despre berbeci într-o relație. Veți reabilita situația cu înțelepciune, cu forță, cu putere. Vă veți recăpăta puterile, dar dintr-o altă perspectivă. Ia uite. Cavalerul de monede, ceva nu s-a înțeles. Luna și soarele. Pentru unii, o poveste de dragoste cu un semn de aer, pentru unii, semn de aer și dezamăgiri și inima frântă. Dar, repet, trebuie să descoperiți acest soare în spatele norilor. Da, nu sunt nori, este luna, dar luna reprezintă confuzii. Trebuie să găsiți, să știți că în spatele norilor este soare. După fiecare lecție, după fiecare tăcere, după fiecare durere, da, în dragoste, trebuie să creștem, să devenim mai puternici. Ce nu ne dărâmă, ne face mai puternici. Da? Ei, și atunci vă puteți reseta viața, puteți continua relația în termeni de stabilitate, că am vorbit de stabilitate, cavalerul de monede. Pentru că se va face lumină după această lecție. Haideți să vedem. Vreau o etalare foarte generală, foarte scurtă, ca să pot să vorbesc despre fiecare. Despre berbecuții singurei și berbecuțe. Încă n-am tăiat, dar trebuie să aștepte. O, drăguții de voi, puteți să așteptați 7 de monede. În primul și în primul rând trebuie să așteptați roadele transformării voastre, că am vorbit de transformare la începutul etalării. Dacă ați început, dacă încercați, dacă vreți să vă transformați, să mai aveți răbdare, pentru că veți primi la un moment dat și roadele. Veți vedea, veți culege. Dar trebuie să investiți, evident, că asta este o carte a investițiilor. Unii dintre voi stați și vă gândiți în cine să investiți, dacă aveți mai multe oportunități, vorba vine, posibilități, șanse, cunoștințe, prieteni. Vreți să vă gândiți în cine să analizați, în cine să investiți. Pentru că vreți ca după această investiție să culegeți și voi roadele investițiilor, e normal. La capătul setului de cărți, un faeton. Sunteți determinați să vorbiți cu cineva, să călătoriți către cineva și să vorbiți cu cineva de care țineți foarte mult, dar de care sunteți unii. Oh, unii sunteți despărțiți. Da, că de-aia sunteți singurei. Cineva a fugit de lângă voi sau voi ați fugit de lângă ei pentru a-și crea stabilitate. Asul de monede, 10 de monede, pentru a-și crea stabilitate. Așa. Haideți să vedem în continuare. Trebuie să le amestec. Eu am dat acum un scurt mesaj. Evident că unii dintre voi puteți să aveți în preajmă un semn de pământ, dar vorbeam despre berbecuții singuri. Trebuie să aștepte. Să învețe să investească pe viitor în oameni, ia uite, temperanța și, da? Trebuie să aveți răbdare, să vedeți lucrurile din altă perspectivă ca să manifestați această fericire cu cineva, cândva. Ia, berbeci, odată, singurei. Dori, singurelele. De 3 ori. O dată, două, trei. Să vedem 3 cărți. O, ce frumos, ia. Ce mai zice? Și voi vă vindecați, vezi? Mesaje general. Wow, ce frumos! Mai, mai. Foarte fain, foarte fain. Puf. Aș fi vrut aceste cărți să fie la cei care sunteți în cuplu, dar
A venit la cei care sunteți singureli. Marele preot, patru de spade și regina de cupe. O să vă dau mai multe mesaje pentru că așa le simt. Pentru că poți să fii singur în condițiile în care cineva te-a părăsit, da? Și atunci ești singur, singură. Sau poți să fii singur pentru că încă nu ți-ai găsit perechea. Deci, pentru unii dintre voi, acest mare preot, marele preot, reprezintă o persoană de autoritate, o figură spirituală, o persoană matură, matură, care își cultivă spiritualitatea, ancorată în tradiții, cu o poziție socială destul de bună, da? Adică cu studii universitare și post-universitare. Acest personaj a venit la un moment dat în viața voastră, ceva v-a comunicat, acum la mijloc există patru de spade. Ceva ar trebui să clarific, dar vreau să trec prin mai multe. Este un scurt mesaj. Probabil că pentru unii dintre voi, acest personaj v-a declanșat nevoia de stabilitate, de spiritualitate într-un fel sau altul. Oricum, aveți la mijloc patru de spade, ceva s-a spus, ceva s-a întâmplat și acum voi sunteți la mijloc iar vindecându-vă. Trebuie să analizați dezamăgirile, oamenii, discuțiile, cuvintele pe care le spuneți, cuvintele pe care le-ați primit, le-ați ascultat. De multe ori nu le înțelegem și ni se pare că suntem răniți și de fapt nu suntem răniți, da? Aici sunteți voi, este central. Pentru cei care ați fost căsătoriți, că este o figură care reprezintă... Preotul este cel care vă căsătorește. Pentru cei care v-ați despărțit de o relație de lungă durată, de o căsătorie, evident, trebuie să vă vindecați ca să vă regăsiți dragostea de sine, stima, vindecarea aceea profundă a inimii, nu doar la nivel mental. Pentru prima variantă, am spus, cineva a venit în viața voastră, v-a declanșat ceva, căutarea către spiritualitate, către tradiții, către stabilitate și la un moment dat, din cauza unor discuții, a trebuit să plece. Regina de cupe pleacă din context. Ar putea să fie una și aceeași persoană, pentru că regina de cupe este foarte bine un consilier, este spirituală, este emoțională. Varianta e pozitivă, da? Deci pleacă. Ceva s-a spus, acum sunteți lăsați să vă vindecați singuri. Sunteți lăsați să vă vindecați singuri. În momentul în care vă vindecați, mai mesajul al doilea sau al treilea, reușiți să vă regăsiți dragostea de sine și să vă atrageți acest personaj. Să-l manifestați în sensul ăsta, atrageți. Să-l manifestați în viața voastră. Un personaj blând, stabil, care vă hrănește emoțional, spiritual, înțelept, e o regină, da? La regină, reginele nu ajung oricum regine, da? Pe de o parte moștenesc, adică primesc din alte vieți și din experiențele lor de viață, înțelepciune. În momentul în care vă vindecați de ceva din trecutul vostru care a fost declanșat, vi s-a arătat de către acest mare preot, repet, reușiți să vă vindecați și să atrageți dragoste, să manifestați dragoste. Dar deocamdată trebuie să meditați. La capătul setului de cărți aveți împărăteasa. Am spus că pentru mine, eu așa am simțit, această regină de cupe cu marele preot ar putea să fie una și aceeași persoană. Și aici o revăd în aceeași figură. O împărăteasă, nu doar o regină, o persoană care a trecut prin foarte multe. Puteți manifesta acest personaj în viața voastră dacă munciți cu sârg
pentru trezirea voastră spirituală, pentru soare, pentru manifestarea masculinului superior, dacă sunteți bărbați, da? Și atrage și veți atrage o relație profundă, emoțională. Deși acum cele două suflete perechi sunt în tăcere și vă consumați. Vă consumați. Și zic de suflete perechi pentru că acestea se pot manifesta chiar dacă nu-i cunoașteți. Voi n-ați înțeles încă și nu știți încă. O să vă mai spun de-a lungul etalărilor și poate o să fac și niște prezentări speciale. Sufletul pereche, care ne este predestinat, trece prin anumite situații unor asemănătoare cu ale noastre. Că a trecut înainte, că trece în aceeași perioadă. Ideea este că trece. De-aia am zis, chiar dacă sunteți singuri și apare acest suflet pereche și zic că sunteți în tăcere, vă consumați, sufletul există în alte dimensiuni. Că îl cunoașteți. Că nu-l cunoașteți, îl trece. Și de-aia trebuie să vă vindecați, ca să vi-l atrageți. Altfel, da, am vorbit să vă atrageți acest suflet pereche. Sper că sunt coerentă, da? E aici. Dar și sufletul trece prin niște, acest suflet trece și el prin niște probleme și în momentul în care voi vă vindecați și înțelegeți ce aveți de făcut ca să-l manifestați, se vindecă și el de problemele, el sau ea de problemele prin care trece și vă manifestați unul pe celălalt. Înțelegeți? Asta este. Asta este. Așa simt. Văd semnul taurului, balanță, semn de apă, pești, rac, scorpion. Și evident văd și semnul leului, dar simt că aici începe în perioada acestei luni, cel puțin pentru unii. Probabil că cineva are și marcaj, zic marcaj. Semnele sunt, reprezintă planete, nu neapărat zodia, dragii mei. Planete acolo, pentru că planetele uneori sunt mai puternice decât zodia în sine. Acum, am zis că sunt scurte talerile. Luați-vă mesajul, meditați la el, încercați să înțelegeți printre cuvinte ce se transmite, pentru că e scurt mesajul, este general. Și iar am văzut eremitul și aici. Și trebuie să și meditați. Haideți să vedem un alt mesaj pentru întoarceți-vă fața, inima, către lumină. Și unul și celălalt. Și cei care sunteți în cuplu și cei care sunteți singuri, aveți ceva de transformat. Am zis de la început, da? Aveți ceva de transformat. Și concentrați-vă pe dragoste. Pe dragoste față de voi și nu o dragoste egoistă. O dragoste care vindecă, o dragoste profund, dar pentru a așa manifesta așa ceva, trebuie să vindecați traume vechi, uneori chiar și din alte vieți. Berbecuți, jumătatea lui august, poate chiar prin septembrie, rămâne de văzut cum se manifestă în viața unora aceste... Hai, mă. Vai, ce frumos! Am văzut și aseară această carte. Legacy of Light. Ce super! Deci dacă vă faceți această vindecare profundă, această transformare, vă schimbați total viața și reușiți să vă apropiați de cineva cu care puteți crea o moștenire într-adevăr strălucitoare. Ce înseamnă moștenire? Ceva ce dăinuie multe generații de acum încolo. Dar evident că acest lucru nu se poate face cu oricine. Și de-aia trebuie să vă vindecați. Superb. 53. 5 cu 3? 8? Nu? 8. 8 transformare. Am tot văzut. Scorpion, transformare. Ia uite. La capătul setului de cărți. The Ancient Ones. Există, da, să vă apropiați în momentul că, deja în fiori, în momentul în care faceți această vindecare, vă apropiați de familia voastră sufletească. Oricum, îngerii, m-am văzut marele preot, am văzut, mai ce fior am la această etalare, am văzut eremitul. Sunteți protejați și ghidați în această transformare ca să înțelegeți lumina, ca să găsiți să o găsiți lumina, ca să o puteți transmite, evident că asta înseamnă moștenire, să transmite și altora. Pui, ai! Mai, ce talare! Berbeci!
ținem legătura. Haideți să vedem. Berbeci cu alt berbec. Un berbec cu alt berbec. Una. Patru de băte. A, nu sunt prea multe. Deși sunt... A, acela. Berbeci cu berbeci. Nu, două cărți la fiecare. Ca să înțelegem ceva. Măcar două. Ia. Pentru berbecii care relaționează cu alți berbeci, unul dintre voi, tot berbec, da, lasă în urmă niște lacrimi. Lasă în urmă niște lacrimi. Ori lasă pe cineva plângând, ori lasă în urmă o perioadă în care a plâns. A pierdut pe cineva, poate unii dintre voi ați pierdut pe cineva drag și această pierdere v-a adus multă suferință și depresie și dureri sufletești și vă regăsiți stabilitatea alături de un alt berbecuț, berbecuță, da? Vă regăsiți stabilitatea, patru de bâte. Mergeți, comunicați. Așa văd mesajul. Pentru unii, probabil că a trebuit să așteptați această întâlnire și să, până să se manifeste, să lăsați în urmă o situație care v-a consumat foarte mult, în care v-ați simțit singurei într-un cuplu. Am zis, pentru unii ați avut o relație neplăcută și acum vă regăsiți stabilitatea lângă un alt berbec. Da. Ați fost cu un suflet pereche care va crea ceva probleme. Haideți să vedem. Berbeci cu berbeci, da? Acum, berbec cu taur. Hai să vedem ce este. Sunt foarte curioasă, n-am mai făcut de mult. Adică niciodată n-am făcut. Bine, nu n-am făcut public. Berbec cu taur. Așa un maraton de rapid. Berbec cu taur. Ia uite, a ieșit. Au ieșit berbec la berbec, a ieșit semne de foc, acum a ieșit semne de pământ. Interesant. 8 de monede, berbec cu taur. Măi, dar ce sar! Hai, hai, hai! Berbec cu taur. Trebuie să munciți. Voi sau ei? Amândoi. Frumos așa ar fi, ca să creșteți. Cred că împreună puteți să faceți avere. Aveți două semne care reprezintă abundență. 8 de monede și împărăteasa. Dar pentru acest lucru trebuie să vă temperați, să vă dați timp. Evident că averea, că tot a ieșit legacy, da? Trebuie să vă echilibrați emoțional, pasional, pentru că totuși focul cu pământ, aici este ceva de lucru, de vindecat. Și dacă vreți să creați această abundență, trebuie să munciți pentru ea. Trebuie să munciți. Dar cărțile sunt pozitive. Aveți 8 de monede. O persoană care se implică în relație și voi și ei. Cu răbdare, cu temperanță, cu atenție, cu atenție la detaliu, cu consistență. Reușiți să creați, dezvoltați stabilitate. Tot ce e mai frumos. Împărăteasa reprezintă semnul taurului, da? La capătul setului de cărți aveți și pasiune, într-adevăr. Da. Pe care va trebui să o manifestați după ce lăsați în urmă niște conflicte. Niște conflicte. Au fost niște conflicte. Dar trebuie să judecați cu răbdare cum să manifestați și pasiunea după ce au fost niște conflicte. Separat sau împreună. Sunt foarte curioasă. Cine rezonează? Vă rog frumos, spuneți-mi. Gemeni cu gemeni, berbec cu gemeni. Berbec cu gemeni. Nouă de spade! Berbec cu gemeni. Berbec cu gemeni. Haideți, nouă. Am zis două, până la urmă și trei cărți la fiecare. O dată, de două ori, de trei ori. Ah! Atunci eu cu asta. Oh.
Au fost niște fantezii, niște iluzii că veți fi fericiți, dar apare aici moartea, transformarea. Multe dureri de cap, suferință și toate sunt lecții spirituale pentru o situație care vă ține pe loc. Vă ține pe loc această situație. Unul dintre voi vă îmbolnăvește. Da? Trebuie să vă vindecați. Nu? Este un simbol spiritual. Am vorbit la începutul etalerii despre acest lucru. Ieșiți din aceste gânduri, altfel devine toxică atmosfera asta mentală, atmosfera în mentalul cuiva. Ori ei sunt foarte negativi, unul dintre voi este foarte negativ, da? Și această negativitate creează stagnare. Am zis, întoarceți-vă inima către lumină. Însă, pentru că am tot văzut eremitul, și aici este casa a 12-a spiritualității, încercați să vă conectați, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, ca să puteți manifesta stabilitate, cavalerul de monede. Dacă vreți stabilitate, trebuie să analizați foarte bine, dar nu în acest mental negativ, să vedeți lucrurile din altă perspectivă, să vă lăsați inspirați de lumină, da? Turn your heart light. Da? Întoarceți-vă privirea către lumină. Spânzuratul primește inspirație divină. Lăsați-vă inspirați de spiritualitate, de divinitate, ca să puteți ieși din această energie. Este o energie negativă, să puteți schimba. Nu știu de ce în această carte văd și o eliberare, văd o schimbare, dar deocamdată nu se manifestă până nu vedeți, nu primiți această inspirație. În momentul în care veți primi inspirația, puteți să manifestați cavalerul de monede, stabilitate, puteți să creșteți încetişor, încetişor. Dar până acum, dar trebuie transformare. Până acum ați trăit în niște iluzii de fericire, că o să fiți fericiți, e o iluzie pentru unii. Care trebuie transformată și această transformare vă va aduce puterea. Puterea asupra voastră în primul și în primul rând. Iar trezire spirituală. Eventual, dacă vreți să mențineți această relație, să o mențineți în... Apare totuși. Trebuie vindecată această rană. Trebuie vindecată prin spiritualitate. Am zis, situația aceasta vă ține pe loc sau se dezvoltă foarte greu, că asta face cavalerul de monede. Merge foarte greu către regină, către rege, da? Nu găsiți stabilitatea pe care o doriți unii dintre voi într-un timp util cât de cât, într-un timp... De bun simț, zic eu. Berbecurac. Hai să vedem. Berbecurac. O dată, de două. Cavalerul de bâte berbec și cavalerul de cupe rac. Multă pasiune și emoții. Dar deocamdată de ce? Unii dintre voi nu prea vorbiți, a? Nu prea vorbiți. Trebuie să schimbați atitudinea, să schimbați energia, plănuiți eventual. O întâlnire cu prietenii? Au! Stai, lăsăm așa. Nu sunt prea multe. Multă pasiune și multe emoții, dar cavalerii nu sunt stabili. Și cuadratura dintre voi și semnul racului nu vă dă stabilitate. Este destul de provocatoare. Trebuie să luptați tot timpul pentru... această fericire. Pentru a... Puteți fi, dar trebuie să luptați tot timpul. Însă am senzația că nici unul, nici celălalt nu știu pentru cine vorbesc, dar nici unul, nici celălalt nu se implică suficient de mult în această stabilitate. Din ce motive aveți ceva de vindecat și unul și celălalt, mai ales voi, semnele de, da, de foc. Este valetul de bâte și cu temperanța în spate.
Deci am zis că niciunul nici celălalt nu vă implicați, pentru că sunt doi cavaleri. Și unul și celălalt vine în viața celuilalt. Veniți, plecați, vă vizitați, stați împreună o perioadă, pe urmă iar plecați. Probabil că unii dintre voi nici nu sunteți în această... Ia uite... Nu sunteți împreună în aceeași localitate. Unul dintre voi, cel puțin, are niște răni de vindecat. Încă mai are niște răni de vindecat. Ca să se poată manifesta creșterea și dragostea aceasta superbă. Există potențial de dragoste, 10 de cupe, văd aici și îndrăgostiți și împărăteasa, dar trebuie răbdare, trebuie vindecare ca să aveți victorie în această situație. Așa văd cărțile. Berbec cu leu. Și când zic leu, evident că... Văzusem. Ce văzusem? Ceva s-a întâmplat aici. Văzusem o carte. Până la carte am văzut și diavolul. Tentație, foc, pasiune. Nu mai pica, nu mai pica. O, valetul de cupe, asul de cupe. Ia să mai vedem cu o carte. Mai, mai, mai. O carte pentru berbecuți cu lei. Ok, temperanța. A apărut și la voi. Probabil că au și planete în rac. Fiți atenți, eu când zic zodia respectivă nu este singura care se manifestă, sunt planetele care sunt foarte importante. Poți să fie rac cu planete în leu și te manifesti ca un leu, da? Am zis așa că tot am făcut rac. Valetul de cupe, asul de cupe și temperanța. Probabil că aveți planete în semne de apă și în săgetători. Ideea este că această dragoste este la mijloc, asul de cupe, acest potențial. Dragoste este foarte mare, sunteți în trigon dacă aveți aspecte în leu, se creează acest trigon care vă susține emoțional și focul, vă echilibrați și pasiunea și emoțiile, pentru că semnele de foc pot fi foarte emoționale, evident. Dar trebuie să comunicați, că asta face valetul, să comunicați emoțiile și din suflet, în cazul în care n-ați făcut-o, ca să se manifeste acest sfânt graal. Să se manifeste cei mai frumos dintre voi. Pentru că vă puteți echilibra. Pentru cei care aveți, iau-te. Dar deocamdată au fost niște stagnări, niște blocaje mentale, în felul în care ați abordat problema. Eventual, unul dintre voi lasă în urmă. Unul din voi lasă în urmă ori un semn de pământ, ori un semn de apă? Da? Alt mesaj? A fost stagnare la un moment dat în această situație, în această dragoste sau întârziere. Ați întâlnit această dragoste mai târziu pentru că a trebuit să vă vindecați unul dintre voi, cel puțin, de un stil de a gândi, 8 de spade, de un stil de a gândi, eventual de cineva care v-a ținut într-un mental negativ, eventual de o relație, da? Și unul din voi, pentru că văd cavalerul de bâte, poate să fie și berbec, poate să fie și leu, unul din voi își dorește o relație foarte stabilă, vede valoare în celălalt. Eu cred că amândoi vedeți o valoare specială în celălalt, din acest motiv v-ați și întâlnit și vă doriți să manifestați adevărul. Al doilea as, da, nu doar emoțional, nu o relație emoțională, ci o relație bazată pe încredere reciprocă, în care puteți să aveți victorie și să creșteți după niște situații de stres mental, să creșteți împreună. Așa, hai să mai vedem și alte etalări. Nu vă mai arăt cărțile decât așa cât consider eu, pentru că e dreptul meu la intimitate.
Acum, berbeci cu fecioară. Scuze. Berbec cu fecioară. Berbec cu fecioară. O dată. Două ori. Cavalerul de cupe. Valetul de cupe, iar. Împărat, aici sunteți voi. Ați vrea să comunicați cu ei despre niște situații, despre niște gânduri negre pe care le aveți de transformat. Niște dureri. O dată, de două ori. Berbec cu fecioară, de trei ori. Ia uite. Valetul de cupe, cavalerul de bâte, aici sunteți voi centrali. Și regele de monede, a apărut fecioara, da. Dar interesantă evoluția. Aici sunteți voi, iar împăratul, tot aici s-a oprit, da? Vreți să comunicați despre lucruri reale, stabilitate, eventual vreți să comunicați cu acest semn de pământ. Posibil semnul de pământ să fie avut niște probleme în viața personală și să trebuiască să decidă între a rezolva sau a sta în acele probleme sau a merge către voi. Dar, haideți să vorbim despre aceste trei cărți. Valetul, cavalerul, regele. Este o evoluție. În momentul în care vă mențineți relația, evoluați. Dacă la început sau în această perioadă comunicați emoțional sau lucrurile s-au dezvoltat dintr-o discuție simplă, emoțională, de la această discuție s-a născut pasiunea, cavalerul de bâte, dorința de a fi împreună, de a fi împreună, da? Și în momentul în care sunteți împreună, probabil că ceva se întâmplă și vă simțiți că că puteți crea stabilitate împreună, regele de monede. Unii dintre voi, berbecuți, vreți să cuceriți acest rege de monede și vă doriți să îi impresionați într-un fel. Regele de monede este stabil, are banii săi, că e bărbat, că e femeie, nu contează, are o autoritate, are o poziție socială, vă impresionează acest personaj, semn de pământ, vă impresionează. Și tocmai pentru că vă impresionează, vreți să le atrageți atenția într-un mod în care probabil că ei nu sunt obișnuiți. Știți, numai voi să o faceți. Și emoțional și pasional. Eventual, iar să comunicați cu ei. Într-un mod care să le aprindă și lor, eu știu, focul, la fel de mult cât vă este al vostru. Berbeci cu, ce am zis, cu balanță. Berbeci cu balanță. O dată, de două ori. Șase de spade. Detașare mentală. Apar semene de spade. O dată. Au! Uf! Mai! Berbeci cu balanță. Uf! Mai, lacrimi, într-o poveste de dragoste. Cineva a jonglat și l-a lăsat pe celălalt în ceață, în frig, singur. Șase de spade, detașare emoțională. Că o fi semnul de aer care a plecat, că sunteți voi, nu contează. Eu zic că sunteți voi aici. Sunteți voi aici care vă consumați energia în această situație. Unul dintre voi a plecat, eu zic că ei. Da? Foarte posibil să fi fost un triunghi amoros pentru unii. Asta pentru că văd și lacrimi. Și văd acest triunghi și aici, da? Dar lacrimi multe, durere multă, consum de energie. Învățați, dragii mei, să vă detașați. Hai să vorbim și despre voi. Voi trebuie să vă detașați. Dacă ei s-au detașat, detașați-vă și voi mental, chiar dacă este greu. Da? Lăsați acest consum, lăsați toate aceste bâte, tot ce s-a întâmplat, toate amintirile, toate responsabilitățile, lăsați tot ce vă consumă, chiar și din alte direcții, pentru că acum sunteți foarte obosiți și dezamăgiți. Dezamăgiți într-o poveste de dragoste.
Da? Lăsați ce vă obosește, luați o singură bâtă. Acea bâtă să fiți voi, da? Regăsiți-vă, asta e mesajul. Regăsiți-vă pe voi. Regăsiți-vă acel as de bâte, acea încredere în voi, în viață, pasiunea pentru ceva, că în momentul în care faceți acest lucru, vă puteți bucura de viață. 3 de cupe. Doar trebuie să lăsați această poveste în urmă. Ce chestie. Cam atâta. Este cam berbeș cu scorpion. Și repet, când zic scorpion, poate să fie doar anumite planete foarte puternice. Berbeș cu scorpion. Șapte de monede. Trebuie să așteptați și această așteptare vă consumă. Șapte de monede. Berbeș cu scorpion odată. De două ori. Asta vrea. De trei ori. A ieșit două. Interesant. Wow, chiar a venit scorpionul. Mamă, ce chestie. Chiar a venit scorpionul. Ce între voi, dragii mei? Trebuie să așteptați, să analizați, să vedeți cum să investiți sau reinvestiți, dacă vreți să renașteți această situație. Central este imaginea scorpionului, este casa 8-a, scorpionului, a transformării, a învierii la o nouă viață, dar o nouă viață este total diferit și interesant este că apare și lumea. Moartea și lumea, toată situația asta trebuie învățată, trebuie să vă ridicați deasupra așteptărilor, deasupra tot ce ați experimentat, 7 săptămâni, 7 luni, 7 ani, e o cifră karmică, 7, este 7-le lui Saturn, da? Dacă vreți să renașteți. Dar au fost stagnări, au fost lacrimi. Interesant este. În această poveste de dragoste au fost multe lacrimi. Cine le-a vărsat? Foarte posibil că semnul de apă, mai mult decât voi. Au fost niște lacrimi pentru că în această poveste de dragoste s-a discutat într-un mod, cu cuvintele care au fost folosite nu au fost tocmai potrivite. Și, pe de-o parte, cineva a oferit mai mult decât a primit. Unul dintre voi, în mod special, cei cu marcaș pe berbec, au vrut să controleze situația. Au vrut să controleze situația și când vorbesc de control înseamnă foarte multe, vă rog frumos, înțelegeți, da? Înțelegeți ce înseamnă controlul. Că de multe ori putem să ne comportăm așa fără să conștientizăm. De-aia apar aceste lecții. E o lecție foarte importantă. Și lumea este o lecție. E o încheiere de capitol în care sunteți provocați să vă renașteți. V-ați întâlnit cu acest personaj tocmai ca să vă transforme viața. Personajul acesta vă transformă viața. Vă învață într-un fel sau altul. Repet, e o lecție spirituală. Vă învață ce să alegeți, cum să vă comportați în relații într-un anume fel. Și să alegeți un foc creator. Așa vă lângă temperanță. Un foc în care manifestați abundență. Așa văd acum cărțile. Sunt foarte curioasă cu cine rezonează. Unii dintre voi s-ar putea să nu comunicați. Pentru că apare și lumea. Apare... poate să fie o relație la distanță între unii. Din acest motiv... Trebuie să așteptați. Și această așteptare vă transformă. Din acest motiv a apărut și spânzuratul, întârzierile. Dar dacă vă transformați, eu simt 7 de monede și lumea. Dacă aplicați această renaștere în viața voastră și în cuplu, din punct de vedere financiar,
Puteți să aveți o creștere uimitoare. Sper că mă înțelegeți, da? Să vă ridicați asupra lumii, să aveți, să călătoriți prin lume împreună, să faceți ceva special împreună, dacă reușiți să renașteți situația. Berbec cu ce? Cu săgetător. Ia, soare. Am zis să fie scurtă, nu știu cum o să le fac și pe celelalte, așa mi-am dorit acum. Berbec cu săgetător. Patru de cupe, de ce sunteți supărați? O dată, de două ori, de trei ori, da? Berbec cu săgetător. Ok. Uf! Patru de cupe, regele de monede și diavolul. Uf! Mai, dar ce situații, ce dureri, ce ciclu dureros. Nu știu de ce, dar așa simt. Pentru unii s-ar putea acest semn de pământ să fie a treia persoană, să fie o situație secretă. Marea preoteasă și valetul de monede apare aici. Semn de pământ, semn de aer, să fie o altă persoană în preajmă, a unuia sau a celuilalt. Dar în acest motiv, în acest moment, există o nemulțumire, există o tristețe. Voi sunteți aici pentru că este etalarea voastră și sunteți centrali, regele de monede, vreți stabilitate. Dar lângă diavol este și o problemă de ego, nu doar de pasiune. Da, există tentație, dar în acest context, cu regele de monede și patru de cupe, simt că este vorba de ego cuiva. Uite că n-a apărut niciun semn de foc aici. Unul dintre voi este nemulțumit. Care face această ofertă? S-ar putea care din voi face această ofertă? Da? Nu este tocmai bine primită. Unul are nevoie de stabilitate, celălalt are așa un foc interior, arde atât de mult încât devine toxic, da, cu diavolul. Sunt mai multe variante. Pentru unii dintre voi, acest semn de pământ își dorește foarte mult... De pământ, de, eram la săgetător, pardon. Unul dintre voi își dorește foarte mult o poziție socială, bani, avere și nu poate să primească această ofertă emoțională, această poveste de dragoste. Se gândește la cu totul alte lucruri, așa simt. Pentru că are niște lucruri de rezolvat. Nu pare prea pozitivă etalarea aceasta la săgetător. Haideți să vedem, berbec cu cera săgetător, berbec cu capricorn. Probabil că are planete în Capricorn. Interesant acel săgetător. Și este foarte materialist. Pot fi și săgetătorii foarte materialiști. Da? Acum, dacă știi de progresii... Deci, berbecul Capricorn. Berbecul Capricorn. O dată, de două ori, de trei ori. Ok. Ia uite, regele de bâte. Săgetător ar fi, da? Șapte de cupe, confuzii. Patru de monede. Unii dintre voi visați, visați pentru că este elementul central, visați, aveți opțiuni, aveți diferite lucruri de făcut, aveți multe emoții și multe visuri în primul rând. Regele de bâte, să zic că sunteți voi, da? Visați la acest semn de pământ, dar semnul de pământ nu este foarte deschis. Patru de monede. Semnul de pământ nu este foarte de deschis. Voi sunteți plin de pasiune, de energie, de gânduri, unele chiar și deocamdată nu mi se pare, să zic, un grup de cărți
foarte grozav. Apare o stare de confuzie. Da? Apare primul și în primul rând o stare de confuzie pentru voi, semn de foc, despre voi vorbesc, da? Semn de foc, sunteți un pic într-o confuzie față de acest semn de pământ, care este stabil sau, dacă nu este stabil, pentru că e un 4, nu este deschis, nu este deschis. Și ascultați și etalarea la săgetător pentru care legătura aici poate să fie săgetătorul și să fie Capricorn cu planete în săgetător, da? Ei, sunt lacrimi și aici, cineva este nemulțumit, apare iar o întârzie, a, nu. Da, unul a fost într-o căsătorie, într-o relație de lungă durată, care le-a adus multă suferință. Marele preot, 8 de spade, dar își dorește un nou început, un nebun. Acum, cine este, puteți fi voi, pot fi ei. Își dorește acest personaj un nou început, dar este teamă, încă plânge, încă plânge, încă se vindecă. Din acest motiv, probabil, acest semn de pământ sau unul dintre voi nu este deschis emoțional. Hai să vedem. Sunt foarte curioasă. Foarte curioasă. Aceste scurte mesaje cât rezonează în viața unora și altora și cât se potrivește. C'era berbecul vărsător. Berbecul vărsător. Hai să vedem. Berbecul vărsător. Trebuia să fac eventual o singură carte ca să fiu mai rapidă. Așa, 8 de monede. 9 de monede de cupe. Încă o dată de 2 ori, de 3 ori. Uf. Ha, Regina de spade, a apărut și semnul de aer. Deci, Regina de Spade, trebuie să aveți nevoie să discutați. Însă, ar putea să fie chiar acest semn de personaj cu planete în semnul vărsătorului. În semnul vărsătorului. Munciți 8 de monede pentru această bucurie, fericire, speranță. Sperați, într-un fel sau altul, că în preajma acestui personaj vă veți găsi stabilitatea și împlinirile pe care orice om și le dorește lângă o persoană dragă, da? Opt reprezintă și o transformare. Cineva, cel puțin unul dintre voi, muncește pentru a vă transforma viața, ca să vă atrageți bucurii. Cred că acest semn al vărsătorului muncește foarte mult. Este concentrat pe muncă. Însă văd o relație satisfăcătoare din punct de vedere emoțional cu acest 9 de cupe. Așa văd. La capătul setului de cărți, asul de cupe și lumea. Dacă au fost niște situații destul de obositoare, niște blocaje la un moment dat emoționale într-o căsătorie, se încheie aceste situații și manifestați o nouă etapă în viața voastră, dacă e vorba de căsătorie, că apare Marele Preot. Marele Preot cu cavalerul de spade, să zic, cu semnul de aer. Dacă unul dintre voi v-ați blocat din cauza unei situații, a unui personaj, poate cineva din afară, aha, e posibil. Cineva ați blocat oarecum comunicarea sau atmosfera, n-a mai fost atât de deschisă acasă, în căsătorie, Marele Preot, din cauza că cineva de peste hotare sau de la distanță v-a atras atenția într-o poveste de dragoste. Dar mai este și varianta că dacă s-a întâmplat acest lucru, se încheie acest capitol și manifestați o nouă etapă în relația voastră, așa simt, pentru că este. Ia uite, asul de cupe și 10 de cupe. Se întâmplă o transformare între voi doi,
cel puțin unul dintre voi muncește în această relație pentru această transformare ca să aduceți de la 8 la, de la 9 la 10, da? Să mergeți către bucuriile pe care orice om, am zis, și le dorește lângă persoana dragă. Berbe cu pești. Ha, marea preotă. No, nu e marea. Wow, împărăteasa. Pești, născuți în martie. Marele, nu, ah, tot zic marele preot, dar sunteți, ah, dar am zis mare preoteasă și acum am zis marele preot din greșeală. Puf, dar asta înseamnă că este o legătură spirituală foarte profundă între voi, că știți, greșelile nu sunt întâmplătoare. Huia, deci marea preot, ah, iară zic marea preoteasă, mai să fie. Probabil că acest personaj este foarte spiritual și vă îndeamnă și pe voi la spiritualitate, pentru că am zis, iau, te-am vrut să zic împăratul și am zis marele preot. Într-un fel sau altul, conștientizați amândoi că este o legătură spirituală foarte profundă. Este o persoană destinată vouă, nu degeaba a apărut, da? O este predestinată. Pentru unii poate să fie un suflet pereche pe care l-ați mai întâlnit în multe, multe vieți. Și această relație vă face foarte puternici. Puteți fi un cuplu de forță, puteți fi, dar trebuie vindecat ceva. Trebuie vindecate niște răni, niște dezamăgiri ca să se manifeste 10 de cupe. Mare bucurie. Unul dintre voi a dorit controlul. În general, cei care au marcaj, mult marcaj, că puteți să fiți berbeci cu marcaj în pești. Da? Cei care au marcaj în berbec își dorește adesea controlul. Hai să mai vedem încă două cărți. Ah, spre multe astea. Văd victorie, dar văd și un pic de egoism din partea unuia. Văd bucurii, dar văd și tristeți. A, și una așa, un album, una neagră. Deci, berbec cu pești. Berbec cu pești. O dată, de două ori, de trei ori am zis, da? Încă o dată, de trei ori. Ia uite, sunteți voi. Da? Au, vai, dar câtă pasiune e pe aici. Da! Pasiune, dar aveți un ego imens. Da? Semnul de foc. Regele de băte. Cel care are marcaj mult în berbec, adică mai multe planete în berbec, că puteți aveți, am zis, puteți să fiți berbeci cu marcaj în pești și invers. Fie pești cu multe planete în berbec și atunci se manifestă ca un berbec autentic. Da? Cel care are mai multe planete în semne de foc sau în berbec are tendința să fie un pic cam egoist, să-și dorească victorie cu orice chip, să-și dorească să-și impună părerea, da? Să fie oarecum un pic manipulator. Mhm. Da. Și totuși există multă pasiune între voi. Dar în acest moment, pasiunea asta, nu știu, acum este o răceală, o lipsă de comunicare, din niște motive. Probabil că acest ego este motivul principal. Însă, în această perioadă, aveți potențial maxim cu acest personaj, da? Împărăteasa, n-am scos eu, cărțile au venit în fața voastră, da? Este un personaj cu totul și cu totul special. Dar, dragii mei, e o diferență de vârstă pentru unii. Clar, pentru unii. Care, cum este valetul. Valetul e extrem de tânăr. Și împărăteasa este o persoană foarte matură. Nu zic că este bătrână, este matură. Este trecută prin multe. Ca să ajungă împărăteasa, a trecut prin multe regine, prin multe faze. A fost valet, a fost cavaler, a fost, da? Și rege. Regină, rege, da? E varianta masculină. Ca să ajungi într-o arcană majoră, trebuie să treci prin întreaga curte regală. Și prin toate curțile. Înțelegeți, da? Unul dintre voi este mai mic sau mai imatur. Care o fi acela rămâne de văzut. Dacă vreți să comunicați, pentru că central este nevoia de comunicare, valetul comunică, vine cu mesaje. Dragii mei, mare grijă. Dacă vă duceți doar cu un mesaj sexy, atrăgător în fața acestui personaj, care o fi el, este cam puțin. Chiar dacă în spatele acestui valet este o mare ambiție de a avea victorie. 6 de băte. Puteți avea victorii împreună, într-adevăr, dar pentru asta acest valet trebuie să se maturizeze. Ce înseamnă asta? Trebuie să învețe să lupte, că asta înseamnă 6 și cu 1 înseamnă 7, înseamnă luptă. Pentru a avea această abundență, pentru a avea stabilitate, pentru a manifesta Venus în deplinătatea
calităților sale. Este Venus, planeta iubirii. Dragoste absolută, dragoste adevărată, dar repet, dacă vă duceți doar așa, nu manifestați, chiar dacă în spate aveți această dorință de victorie, da? De fapt, este așa cartea, da? Așa sunt. Luați sau manifestați și celelalte șase pâte. Ca să aveți victorie, combinați, văd, tot potențialul, da? Potențialul, trebuie să fiți rege, da? Trebuie să munciți, interesant mesajul, trebuie să munciți ca să deveniți regi, da? Ca să stați în preajma, sau nu să în preajma, că nu vreau să zic că vai, că unul e superior, că variază de la situație la situație, dar clar că între voi există pentru unii, clar, e situație diferită, nivel social diferit și diferență de vârstă pentru unii, dar repet, cel puțin semnul de foc trebuie să se maturizeze, să ajungă la această postură de rege, dar nu din motivații egoiste. Nu din ego trebuie să manifeste acest lucru. Da? Este o tăcere între voi. Ia uite, perechea voastră divină, aceasta este perechea voastră divină care a apărut și aici, alături de împărat la început, da? Este, într-adevăr, perechea voastră divină. Văd stabilitatea acest personaj. Dar, repet, trebuie să manifestați. Hai să vă și arăt. Pentru că magicianul este, le reprezintă pe Mercur și Mercur este foarte versatil. Are și ca orice planetă are calități și defecte, dar, dragii mei, ca să manifestați acest rege de bâte, această energie stabilă, regii sunt stabili, da? Care poate crea abundență, puteți crea abundență împreună asta în cazul în care nu zic musai că o persoană reprezintă așa ceva, dar clar este pentru unii. Alegeți să manifestați adevărul, varianta pozitivă a reginei de spade și mai puțin nevoia de a avea... A unora care o fi, voi știți, de a avea câștig în orice, de a avea ultimul cuvânt, de a-și impune părerea sau de a controla discuțiile sau de a nu exprima niște lucruri. Unii dintre voi nu ați exprimat pasiunea din acest ego. Și repet, poate să varieze pentru că puteți fi berbeci cu planete în pești și pești cu planete în berbec și atunci care are mai multe planete în foc este mai dominator. Da? Cam aceasta este etalarea pentru jumătatea lunii august. Evident că la relații se poate continua. Sunt foarte curioasă. Cât am vorbit? Vă pup numai bine. Sunt foarte curioasă cum rezonează cu voi. Pa, pa! Pa!